Societatea Vitală execută în această perioadă lucrări de modernizare a rețelei de apă pe strada 22 decembrie din Baia Mare. Acestea sunt cuprinse în programul de investiții pe 2017 și vizează înlocuirea conductelor de azbociment cu cele de polietilenă, precum și înlocuirea branșamentelor la toți utilizatorii. Încă de la începutul lucrărilor, agentul economic a anunțat că pe timpul derulărilor, a să finaliza la sfârșitul lunii iunie, traficul rutier va fi limitat sau, după caz, închis pe anumite segmente, când se vor realiza branșamentele la consumatori. În acest weekend, de exemplu, nu vor lipsi restricțiile. Sâmbătă între orele 8 și 17 și duminică între orele 8 și 15 se va închide circulația rutieră pe strada 22 decembrie între strada Avramiancu și piața Izvoare. Vital precizează de asemenea că perioada în care va fi nevoie să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă vor fi anunțate în prealabil, având în vedere amploarea lucrărilor care se ex execută în paralel cu menținerea în funcțiune a vechii rețele, cei de la Vital apelează la înțelegerea consumatorilor și a participanților la trafic, iar pentru eventualele neplăceri inerente în astfel de situații stă la dispoziție cu informații suplimentare.